impacta un bien público. Não sei se tiver filmando, não sei se tiver filmando. Sim, vai ser. Mas de facto é emocionante. Am aflat 100 de ani. Am trecut pentru o viață complicată. Am început în la Belle Époque și am trebuit să termin acum și să trăiesc epoca aceasta groaznică a războiului din Ucraina, pe care credeam că nu se va mai repeta. Și când mă uit înapoi, mă bucur că totuși, în lungul acestor ani, n-am stat degeaba. Am avut o serie de realizări. Primul lucru care mi-a satisfăcut sunt sutele și miile de bolnavi pe care i-am îngrijit, pe care i-am tratat, pe care i-am ușurat suferințele sau chiar mi-am salvat arba. Nu știți ce meserie frumoasă este meseria noastră, chiar și neurologia care pare mai trist. Am făcut și medicină de război, am cunoscut ororile războiului și ale medicinii de. Și speram atunci că nu s-a mai repetat și iată că din nou prin momente atât de grele. Al doilea lucru care îmi pare bine e că am avut posibilitatea să formez generații după generații de studenți și să contribui la crearea elitelor, fiindcă o țară se manifestă și un popor se manifestă prin elitele sale și elitele sale să fabrică, fabrică între grumele în universitate. Am avut norocul, întâi am avut tragedia de a fi aia scos din învățământ, am început învățământul încă din anul 3. Și marele profesor Grede Popa a fost încredere de mine și fiind preparator în anul 3 mi-a dat să fac cursul de la Universitate de Medicină despre sistemul nervos central. De atunci preluam cursul pe care îl predau și astăzi, la Universitatea Ecologică. A fost scos în facultate, a fost scos în cercetare, dar am putut până când am avut ocazia să reiau activitatea mea didactică în cadrul Universității Ecologice. Am contribuit alături de Dolphy Dreamer și de echipa lui la crearea acestei prime mari universități private. Am reușit, după ce a trecut pentru o criză grea, să o reînviu și împreună cu profesorul Mircea Dudu, care conduce cu o mână de fier de a priceput universitatea noastră, să-mi fac cursurile mai departe într-un cadru care se prezintă la nivelurile superioare ale învățământului. Am avut și plăcerea să contribui la crearea Universității Andrei Șaguna de la Constanța, condusă de către Aurel Papare și domnul profesor Mircituțu și domnul profesor Papare, se găsesc în sală și le mulțumesc pentru ce fac și pentru ce au făcut pentru mine și pentru studenți. Să știți că e o plăcere, chiar și la persoana să mă ascursă, să desfine și să-mi plantez cunoștințele necesare pentru ca să-și fac o carieră și să fie situatul acela luminos al elitelor într-o dată. Mă uit înapoi și care este realizarea mea cea mai importantă? Cea mai importantă, cea care va rămâne în istorie, este faptul că am reușit să creez o specialitate în medicină, specialitatea de geriatrie. Ana Aslan a creat institutul. Ana Aslan a citat spiritele în favoarea geriatriei, dar eu am reușit să fac specialitatea în geriatrie. Și astăzi mii de doctori sunt împrăștiați pe toată țara. Sute de spitale funcționează pe profil de geriatrie. Și este o mare satisfacție. Este și o catedră de geriatrie condusă de profesor Gabriel Pala, care se șelă sala acum aici. Și mulțumesc pentru ce faci și pentru că continuă o idee importantă. Geriatria trebuia să fie o specialitate și iată că am făcut tot ce va rămâne în istoria medicinii. Este o satisfacție mare acest lucru. Și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat.
După aceea, ce-am mai făcut? A spus profesorul, domnul academician, Roza Întăbăreș, am fost împreună cu Edmond Nicolau între pionerii cibernetici, ale neurocibernetici și ale psihocibernetici, într-o epocă în care această specialitate era condamnată de Stalin, care o declarase pseudoștiință periculoasă. Am lucrat atunci și atunci în Academia aceasta s-a format un grup de cibernetică în care am activat și am ajuns amândoi cunoscut și în țară și în sănătatea noastră, congrese și peste tot, și am reușit să pornim mișcarea aceasta care a dus la epoca Revoluției IT, am bărbit nimeni. Când noi ne munceam acolo să le schimb ecuația care descrie activitatea neuronului sau modul cum funcționează rețelele neuronale, păi de aici va ieși ceva așa de grozav cum a ieșit internet. Sunt lucruri care îți dau satisfacție și îți dau mulțumire sufletească foarte mult. După aceea am avut satisfacția după Revoluție să fiu invitat de profesorul Cajal să preiau sub formă de director onorific conducerea Institutului de Antropologie. În ultimii ani, în ultimii decenii, am condus acest institut împreună cu doamna Cristina Gafce, care se și dă aici în sală și care îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut pentru antropologie. Acolo am fost atras. Încă totdeauna am fost educat încă din copilărie, din aer, din liceu, pentru că dacă omul este personajul principal de planeta astăzi, Anthropos Pantometron, a fost doctrina pe care am aplicat. Și am avut plăcerea să transform centrul de antropologie într-un institut de antropologie medicală. Am avut plăcerea să lărgesc paleta preocupărilor din interiorul institutului, care n-a mai rămas profilat strict pe antropologie biologică, deși așa ar fi trebuit să fie, ci și-a deschis porțile și spre orizonturile culturii. Și astăzi la institut facem și antropologie biologică, dar și antropologie culturală și amândouă căutăm să investigăm, să studiem omul în toată complexitatea lui, în mediul social și în mediul ecologic. Nu m-am așteptat. Încă de când eram student, de când lucram la profesorul Nicolae Ionescu, care a fost ca un părinte pentru mine, că el m-a făcut, că vreau să fac chirurgie, mă fă neurologie, capul 2 pentru neurologie. M-am bătat neurologie și m-am păsat și un lucru foarte, foarte important. Un medic, un om de știință, trebuie să fie și un om de cultură. Profesorul Stisești era un om de cultură profundă. Vorba limba greacă, vorba limba latină, vorba limba ebraică, făcea cursuri în care amesteca date de cultură cu date de știință. Era o plăcere să-l ascult. A fost unul dintre mari neurologi care, din nefericire, a fost victima experiențelor sale și am văzut destul de treabă. Și mulțumesc și să recunoscător lui profesorul Ioan Niculescu, care m-a pus ciocanul de reflexe bune și mi-a dat microscopul cu care am văzut prima oară un neuron cu ramificațiile lui. Este un spectacol care este și frumos, dar și instructiv. De când eram atunci, m-am izbit de un fenomen antropologic, de consumul de droguri. Era slabă. Și am trăit evenimente în 1960, când a explodat acest consum de droguri. Și atunci am gândit ce putem face. Am fost contactat și am lucrat de atunci cu domnul Gigi Lazar, care și el și îi mulțumesc pentru ce am avut și ce facem împreună cu domnul Angel Stran și împreună am făcut o acțiune. Ne-am luptat să orientăm în mare parte lupta contra drogurilor,
preventivă. Am căutat să dinamizăm Agenția Națională de Droguri și am obținut ceva foarte, foarte important din punct de vedere uman. Am obținut ca Parlamentul să voteze o lege de discriminare a consumatorului de drog. Consumatorul de droguri, deverentul de droguri, este o victimă, nu este un infractor. Și de acesta am obținut un lucru uman și care este, după părerea mea, util în combaterea drogurilor. Într-un fel foarte complicat. După cum v-a spus și Răzvan Teodorescu, fac parte dintr-o familie care de 70 de ani, în această țară, a fost dedicată pentru altele ortodoxie. Nu mi-este dificil să mă prezint ca om de știință și ca om religios. Pentru mine, potrivit educației pe care am primit-o, catechizare pe care mi-a făcut-o Vladimir Dica și familia mea, totdeauna mintea mea, am spus, știința este în opoziție. Și totdeauna am văzut aceste lucruri complementare. Am văzut acest lucru în spiritul neoplatonic, care conjuncția opozitorul. Sunt în paralel, se pot completa dacă mintea te ajută, dacă educația te ajută și dacă nu vin cu idei preconcepte. De aceea am continuat tradiția religioasă a familiei mele care românești, care în țara aceasta a făcut peste 16 biserici, titorici și mănăstiri și am avut o strânsă colaborare cu regretatul patriarh Teoptist, care a avut încredere în mine, mers să sfătuia cu mine și cu care de multe ori am avut lungi discuții. De altfel și cu actualul patriarh am o parte strânsă legătură și de multe ori ne completăm în spiritul acesta al complementarității dintre spiritual și dintre material al acestei sinteze care se poate face cu respectarea limitelor apofactismului de asemenea ilustritat că prin bunica mea am o tradiție care se urcă până în adâncul Imperiului Bizantin și familia mea, prin împăratul Cartacuzenul, a fost cea care a asigurat succesul și hasmul în ortodoxia română. Iar prin familia mea din Occident, care este veche de 1000 de ani de documente și în care sunt membri care au făcut parte din cruciade, care au fost prelați ai bisericii catolice, și care au adoptat filozofia aceasta. Deci am făcut și eu o activitate în conducerea Bisericii Ortodoxe și una din realizările mele indirecte este și Catedrala aceasta a Mântuirii Neamului, la care am contribuit foarte mult și profesorul și patriarhul Teoptist îmi mulțumea totdeauna. Așa că dumneata n-aveam curajul și nu puteam să realizăm ceea ce am realizat. Vedeți că privind în spatele meu am făcut o mulțime de lucruri. Și nu m-a stâmpat. Continuă și acum. Am organizat editorială pe studiindeză. Continuă să fiu profesor. Grație profesorului Duțu care mă mai menține acolo. Deși sunt eu în vârstă la care sunt. Continuă să am activitate de scriitor și am orientat spre memorialistică. Și acum scriu volum de memorialistică. Și că pornim de la principiul acesta, mașina cerebrală diferă de mașinile noastre. Mașinile tehnice, cu cât lucrează mai mult, cu atât se uzează mai mult. Creierul, cu cât lucrează mai mult, cu atât se prospătează, se menține și menține paraliții funcționali mai mult. Și atunci zic, doamne, lucrez că îmi face plăcere, lucrez ca să dăruiesc ceva, dar lucrez și ca să mențin cât o putea activitatea aceasta cerebrală a mea, care încă mai funcționează, deși a ajuns la vârsta la care a ajuns. Eu vă mulțumesc că mi-ați scos această carte. E o carte de... telefonul ăsta, atât de... Vă mulțumesc că ați scos această carte.
care oglindește ceva din ceea ce am făcut eu, din ceea ce gândesc eu, din ceea ce cred. Este bine de această țară. Trăim epocă foarte tulbure, o epocă în care știința, cultura și spiritualitatea sunt lăsate la o parte și sunt înlocuite cu un pragmatism persistent, un pragmatism tragic, un pragmatism care îndreaptă prea mult spre valorile materiale. Și atunci, așa, anacronic cum sunt, din ambele epocă, anacronic cum sunt, cred că pot să ajute încă generațiile, dacă Dumnezeu mă dar fi suficiente ca să trăiesc și să mai muncesc. Nu mi-a fost frică de muncă, dar trebuie să vă fac o mărturisire. Pentru mine munca n-a fost niciodată un lucru neplăcut. Muncim îmi face plăcere. Stau acolo, închis, pentru că urc greu, scrâne, și muncesc și acum și mă bucur că ați venit să număr la temat. Vă mulțumesc, mi-a făcut o dată mare plăcere. Și poate că e ultima oară că mă văd, dar mi-a făcut o mare, mare plăcere să vă văd aici pe toți acești oameni de cultură, pentru cuvintele care s-au spus aici și să-i mulțumesc lui Oscar Sărescu și doamnei domnului Jelea, care s-a străduit pentru cartea aceasta și Angelica Bogdanar pentru că a spus-o în condițiile pe care a spus-o. Eu vă mulțumesc că ați ascultat un bătrân aici care s-a fost pune niște snoade, dar mi-a spus de minimă și am vrut să mă mărturisesc că sunt mulțumit de ce am făcut. Aici merg pe o idee veche a lui Aslan care spunea, dacă nu te lauzi tu, cine vrei să te lauzi?